Bună seara și eu vă mulțumesc. Cum vedeți evoluțiile din dosarul Ferma Dacilor? Da, aș lua-o pe rând. În primul rând, faptul că procurorii au exclus varianta unei mâini criminale, sigur că ridică întrebarea pe ce se bazează procurorii. Pentru că tu ca procuror, în momentul în care spui că nu vei lua în seamă o anumită variantă sau din potrivă o vei lua în seamă, trebuie să ai o probă care să-ți creeze acea certitudine, acea concluzie. Dacă nu există proba, indiferent de ce consideri tu în sinea ta, care este feeling-ul tău, nu are niciun fel de valoare în procesul respectiv. Așadar, ar trebui să indice procurorul care este proba pe care se bazează. Nu știu dacă a fost efectuată expertiza în cauză, dacă există concluzii preliminare, pentru că, în definitiv, nu trebuie să fii jurist sau știu eu, procuror, avocat, să-ți dai seama că expertiza va fi cea care va lămuri cum a început acest incendiu și care a fost direcția de propagare, mă rog, traseul pe care s-a propagat acest incendiu, în așa fel încât să pot spune că a existat sau nu a existat o mână criminală. Acum, în ceea ce privește cea de-a doua problemă, faptul că de fiecare dată domnul Dinicu vine cu fel și fel de ipoteze pe care le aruncă în sfera publică, pe care le modifică și așa mai departe, este, dacă vreți, o strategie cu două tăișuri, o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, ar putea să-i profite într-adevăr dacă se ajunge la concluzia că a fost o mână criminală, context în care dacă oferă anumite indicii care conduc spre autor, evident că se va schimba situația procesului și că se va diminua, să zicem, răspunderea dânsului. De altă parte, însă, dacă se dovedește că o astfel de ipoteză nu poate fi luată în calcul, repet, pe bază de probe, e bine, o astfel de situație ar fi în dezavantajul dânsului, pentru că la un moment dat s-ar putea considera că prin asemenea stratageme, strategii, încearcă inducerea organelor judiciare pe o pistă greșită și prin urmare s-ar putea reține o reacredință, fapt care evident că ar agrava, să spunem, situația domniei sale. În ceea ce privește cea de-a treia problemă, anume a apărătorului, da, e o situație destul de inedită. Este foarte adevărat că înainte de a fi judecător, procuror, avocat, cu toții suntem oameni. Prin urmare, suntem supuși acelorași legități, sentimente. La un moment dat poți să încerci un sentiment de teamă, știu eu, poate chiar de frică în anumite circunstanțe. Însă eu cred că poziția pe care dânsul a avut-o este una absolut corectă, absolut loială. Nu înseamnă că s-a temut, nu trebuie să interpretăm că, știu eu, a fost un om fricos. Dimpotrivă, a considerat că sunt anumite împrejurări care afectează, știu eu, activitatea în cazul respectiv, context în care în îndeplinirea, până la urmă, unei obligații profesionale și nu în ultimul rând în loialitatea față de client, a luat o astfel de decizie absolut corectă, dar situația este îngrijorătoare și cred că ar trebui să fie foarte serios luată în considerare de către autoritățile judiciare, pentru că în momentul în care un avocat, să spunem, este amenințat, este constrâns, este influențat, este în mod cert afectat dreptul la apărare al individului care este implicat în cauza respectivă. Ori dacă suprim, dacă, știu eu, deprim sau poate chiar influențez, practic anulez dreptul la apărare, în mod evident că nu putem discuta despre un proces echitabil și orice soluție dată într-o procedură inechitabilă poate fi lovită de nulitate. Curtea Europeană a Drepturilor Omului de foarte multe ori a sancționat astfel de procese, fiind foarte atentă în ceea ce privește componenta dreptului la un proces echitabil. Și ne place sau nu, avocatul este un element esențial, poate chiar central, al dreptului la apărare. Domnule avocat, mergând pe aceste piste pe care le tot lansează Cornel Dinicu, cum că focul ar fi pus, cât de greu le va fi anchetatorilor să verifice aceste informații? Eu cred că nu este foarte, foarte dificil, pentru că, repet, am putea merge pe o logică elementară. Dacă ajungi la concluzia că, știu eu, au fost două focare din care a pornit focul, este limpede că nu poate fi vorba despre un simplu accident. Dimpotrivă, dacă stabilești că este o direcție nefirească, să spunem, de propagare a incendiului, de asemenea, nu pot spune că a fost vorba despre un accident. Prin urmare, foarte greu nu cred că este. Dar experții sunt cei care vor lămuri. Acum, dacă se ajunge la concluzia că a fost o mână criminală și să spunem că nu sunt identificați făptașii, evident că acest fapt nu-l inculpă automat pe domnul Dinicu, da? Dânsul eventual va fi ținut responsabil pentru faptul că nu a luat măsurile de prevenire, știu eu, acele măsuri de siguranță care erau de natură să înlăture producerea consecințelor sau cel puțin să le diminueze. Până la urmă discutăm de două paliere separate, cei care au pus, dacă au pus focul,
și cei care, repet, nu au luat acele măsuri de precauție, răspunderea lor este independentă, chiar dacă sunt, sigur, discutate în același context și practic în același caz, fiecare, cu alte cuvinte, răspunde pentru fapta sa. Vă mulțumesc foarte mult!